Direcția de asistență socială DEVA a început, la sediul său situat în strada Ile Caragiale numărul 4, distribuirea gratuită de lapte praf pentru copiii din reședința de județ cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern. Laptele praf se distribuie pe bază de rețetă tip, eliberată de medicul de familie, iar Direcției de asistență socială DEVA i-au fost atribuite 520 de cutii în ambele formule de administrare, respectiv până la 6 luni și până la un an. A început distribuirea laptelui praf pentru toți copiii cu vârsta între 0 și 12 luni în municipiul Deva, care nu beneficiază de lapte matern. Pentru a solicita acest drept, dovada care trebuie să o prezinte este rețeta eliberată de către medicul de familie și trebuie de precizat de asemenea faptul că laptele praf se distribuie în două formule, respectiv pentru sugarii între 0 și 6 luni, se distribuie Milupa Milumil 1 și formula de continuare pentru cei cuprinși între 6 și 12 luni, Milupa Milumil 2. Persoanele care se prezintă să ridice laptele praf au obligația să respecte toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, precum și recomandările reprezentanților Direcției de Asistență Socială DEVA. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0724 253 852 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute și vineri între orele 8 și 14.